Bună seara! Vă mulțumim foarte mult că ați venit să fiți împreună cu noi în această seară la un eveniment important, lansarea unei cărți foarte frumoase de suflet, care va face mult bine. Salutăm prezența Preasfințitului Mihai Frățină în această seară alături de noi. Salutăm pe Părintele Victor Emilian Dumitrescu, pe doamna Claudia Stan și pe Părintele Marius Staloș, care ne vor vorbi despre acest proiect. Ei știu mult mai multe despre el decât știu eu, pentru că au îngrijit cartea. Și o salutăm de asemenea acolo în spate, ascunsă, pe doamna Viviana Vincel, care a tradus cartea și a susținut cu toate puterile publicarea ei. Bună seara, vă spun și eu și vă mulțumim că ați venit în număr atât de mare. Am să încerc, pentru cei care nu știu prea multe despre această carte, să fac un mic cuvânt introductiv înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri. Insinuiază este o carte care este un bestseller spiritual internațional. Este deja tradusă în câteva limbi. Este atins tiraje impresionante și spun impresionante pentru că în lumea de astăzi nu prea se citește literatură spirituală. Este subintitulată Jurnalul unui preot la rugăciune, iar despre autor, care a ales să anonim, știm doar că este un călugăr benedictin care a fost diagnosticat cu boală foarte gravă. Și această carte înregistrează trăirile lui și legătura lui foarte profundă cu Iisus în adorație. Permit să citez o explicație pe care el o dă chiar la începutul cărții. În prezența lui euharistică s-au desfășurat aceste conversații cu Domnul nostru, atrăgându-mă tot mai mult în lumina feței lui și în focul inimii lui. Este remarcabilă simplitatea și smerenia preotului, care îi povestește îndrumătorului lui spiritual și cere cumva să valideze aceste experiențe pe care el le trăiește în rugăciune. Deci nu le asumă ca fiind un merit al lui sau un dat sau ceva care îi se cuvine. Deși uneori am suferit îndoieli, spune, cu privire la autenticitatea ceea ce se întâmpla, îndrumătorul meu spiritual, pe care l-am avut în cea mai mare parte a perioadei în care am scris, a identificat ceea ce se întâmpla ca fiind grația gratis data. Jurnalul pe care îl avem acum și în mână cuprinde 9 ani de însemnări. Prima este din 3 octombrie 2007, ultima din 2 iunie 2016. Cel mai prolific an este 2008, cu 53 de însemnări. Cel mai sărac este 2015, cu doar o singură însemnare. Limbajul jurnalului este simplu, cu nenumărate accente liturgice și biblice. Sunt de ordinul sutelor referințele din Sfânta Scriptură și cu trimiteri la scrieri spirituale, ale Sfântului Benedict, ale Sfântului lui Marie Grignion de Montfort. Prima ediție a cărții a apărut în Statele Unite în 2016, în limba engleză, iar acum, iată, este tradusă și în limba română, prin bunăvoința Oanei Dincev, care a muncit cu mult suflet la această traducere. Și despre această carte ne vor vorbi în această seară invitații cărora le mulțumim pentru prezență, Preasfințitul Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București, Părintele Victor Emilian Dumitrescu, responsabil spiritual al Comunității Magnificat și Părintele Marius Staloș, iezuit. Aș începe prin a ruga pe Părintele Victor Dumitrescu, care a scris o prefață foarte sensibilă și foarte acordată cu tonul acestei cărți, să ne spună câte ceva despre revelațiile particulare. Această carte este cu totul rezultatul, să spunem, unei revelații particulare.
Trăim într-o epocă în care revelațiile particulare par să aibă un destin, i-aș spune, contradictoriu. Fie sunt considerate reminiscențe ale unui obscurantism religios care nu prea se mai potrivește cu postmodernismul, fie sunt tratate la modul inflaționist de pseudoprofeți contemporani care ne vorbesc la toate corțurile de sfârșitul lumii. Și aș începe prin a-l întreba pe Părintele Victor Dumitrescu care este rolul revelațiilor particulare în economia mântuirii și unde se poziționează mai precis această carte în spațiul revelațiilor particulare. Bună seara, mulțumesc, Claudia. E un proiect îndrăzneț acela de a traduce, a publica, a lansa o carte de revelații particulare. Așa cum bine spunea Claudia, argumentul, subiectul este sensibil. Asta și datorită faptului că acest gen, dacă pot să spun așa, de literatură spirituală, ne îndeamnă la o extrem de mare prudență în abordare. Pentru că sunt revelații particulare cu duiumul, au fost încă de la începuturile creștinismului, sunt interpretări, uneori paralele, până și a Sfintei Scripturi. Avem Evanghelii apocrife, care într-o oarecare măsură trasează un itinerar particular adevărului revelat și așa mai departe. Și de-a lungul veacurilor mereu a existat pentru biserică, pentru creștini, această provocare a revelațiilor particulare. Pe de altă parte, nu pot fi blamate cu totul, pentru că acest gen literar, cu ghilimele de rigoare, a fost în mod constant prezent în istorie. Dumnezeu nu este mut. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu se exprimă, se exprimă în trăirea tainică a sufletelor, se exprimă prin diferite experiențe pe care le dă ca har diferitelor persoane care intră în comuniune cu El. Și chiar astăzi citeam la oficiul lecturilor că toți suntem în Advent, între cele două veniri ale lui Iisus Hristos, prima venire cu întrupare și a doua venire pe care o așteptăm la sfârșitul veacurilor, există niște veniri intermediare care nu fac altceva decât să împlinească cuvântul pe care Iisus îl spunea: dacă cineva mă iubește, vom veni la El, ne vom face lăcași în inima Lui, ne vom descoperi Lui, adică acelui suflet. Cu alte cuvinte, Dumnezeu recurge și la acest mod de a se descoperi, de a se revela. Ori noi aici suntem în fața unei astfel de lucrări dumnezeiești, coroborată cu experiența spirituală și tainică, mistică uneori, a unui suflet, care se pune în ascultarea Domnului și trage concluzii despre El, dar uneori revelațiile acestea particulare, tot dintr-un îndemn dumnezeiesc, sunt destinate și altora, pentru că sunt un beneficiu spiritual nu doar pentru persoana care le trăiește, ci și pentru toți ceilalți. Unde se poziționează aceste revelații private? Noi știm că avem revelația publică, care este completă și definitivă. Revelațiile particulare nu vin, nu îmbogățesc, nu completează, nu se prezintă cu un suflu de noutate, cu atât mai puțin să schimbe Sfânta Scriptură sau revelația publică care ne-a fost dată. Acesta este patrimoniul nostru. Însă revelațiile private, dacă îmi pot permite această imagine, imaginați-vă o sală de muzeu care are o mulțime de exponate de patrimoniu, dar care sunt în diferite unghiuri și nu pot să fie contemplate toate dintr-o dată. Cu toții am trecut printr-un muzeu și știm foarte bine că nu putem să ne oprim în fața fiecărui exponat.
Citeam undeva că dacă vrem să ne oprim la muzeile Vaticane, în fața fiecărui exponat, ne-ar trebui 16 ani ca să vizităm muzeile Vaticane. Așa de multe piese de muzeu sunt acolo. Pe de altă parte, unele aspecte din patrimoniul acesta spiritual sunt foarte importante. Și atunci revelațiile particulare, într-un determinat moment istoric, pentru că ele sunt legate și de momentul istoric pe care îl trăim și tocmai în contextul istoric trebuiesc citite, proiectează un jet de lumină asupra unui exponat, care e important în momentul acela istoric. Ei, acest lucru a constituit revelațiile de-a lungul timpurilor particulare și știm foarte bine că unele dintre ele chiar au fost oficializate de biserică. Nu avem cultul Preasfintei Inima lui Iisus, care derivă dintr-o revelație particulară făcută Sfintei Maria Margareta Alacoc. Mai recent avem Faustina Kowalska, cu o sărbătoare instituită a milostivirii divine, după cum știm. Toate acestea, apoi trupul Domnului, iarăși, sărbătoarea Corpus Domini, iarăși, își are rădăcinele într-o astfel de experiență spirituală, într-o revelație privată. Dar biserica și-a făcut discernământul ei și le propune credincioșilor pentru beneficiul spiritual. Lucrul cel mai important este ce spune Catehismul Bisericii Catolice. Revelația ne-a fost dată, e definitiv dată, dar spune Catehismul la numărul 66, nu a fost încă pe deplin explicitată. Adică revelația publică definitivă are o profunzime care are nevoie încă să fie sondată, să fie descoperită, să fie aplicată, să fie trăită ca atare. Iar revelațiile acestea particulare sunt date pentru a ajuta, pentru a completa, nu pentru a completa, important asta, sau pentru a îmbunătăți, dar pentru a integra ceea ce noi deja posedăm ca și patrimoniu. Există elemente speciale în această revelație particulară care îi conferă credibilitate? Elementele speciale de credibilitate, nu putem să spunem că avem niște criterii multiple. Ceea ce se cere unei revelații private este să fie aliniată cu Scriptura și cu doctrina. Acesta este criteriul principal. Evident, mai este și simțul credincioșilor, simțul comun al credincioșilor, care este, să spunem așa, o dovadă suplimentară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în poporul creștin anumite linii, direcții pe care o anumită revelație privată le indică, se înrădăcinează atât de mult în simțământul creștin, încât încep să fie trăite de către poporul creștin. Și apoi, un alt criteriu sunt roadele. Evident, în ceea ce privește această carte, cel puțin atât cât a fost studiată și de cei care s-au pronunțat pentru prima dată când a fost tipărită, cât și de noi care ne-am uitat asupra ei, ne rezultă că este în linie cu doctrina, cu Sfânta Scriptură, poate fi propusă ca atare pietății creștinilor. Iar în ceea ce privește roadele, astea se vor culege. Și acesta este un criteriu, dar se pare că ediția românească vine după... N-am reținut când în ce an a fost prima ediție? 2016. În 2016. Nu, suntem departe, la 3 ani vine, dar însă și amploarea pe care a luat-o demonstrează că e o carte, sau mă rog, o experiență spirituală care își pune amprenta. Iar ca experiență în sine, nu e de dat la o parte. Știm că astfel de experiențe bazate pe locuțiuni interioare și prin care Dumnezeu vorbește sufletelor, au existat dintotdeauna, există și dacă pot să completeze, să ne dea să-și aducă un aport relației noastre cu Dumnezeu, pentru că această carte ține de o relație de intimitate a sufletului unui preot
cu Domnul pe care l-a chemat și în numele, în persoana căruia celebrează și se exprimă atunci când celebrează Sfânta Liturghie, dacă lucrul acesta este util, atunci suntem deschiși să primim și ceea ce Domnul vrea să ne dea și să ne spună, de ce nu, prin intermediul unor astfel de experiențe particulare și locuțiuni spirituale, pe de altă parte. Tot pentru Părintele Victor, oare există, pot fi identificate în această carte câteva trăsături distinctive ale învățăturii pe care Iisus încearcă să ne transmită prin intermediul acestui preot aflat în rugăciune? Sunt multe elemente, aș îndrăzi să spun, pe de-o parte, de spiritualitate sacerdotală. Ideea aceasta de spiritualitate sacerdotală îi aparține papei Ioan Paul al II-lea. Se punea problema, există o spiritualitate sacerdotală și în ce constă această spiritualitate sacerdotală? Există diferite spiritualități care s-au afirmat în biserică. În general, pe linia ordinilor religioase care au dat naștere unor școli de spiritualitate și care de-a lungul veacurilor s-au impus. Putem să spunem, există o spiritualitate sacerdotală, o spiritualitate a preoților? Se pare că da. E adevărat că ea nu poate să fie într-un mod sau altul caracterizată din niște trăsături comune. Ține mai mult de relația personală a acelui preot cu Dumnezeu. Dar faptul că un preot trebuie să aibă o spiritualitate care ține de relația lui cu Dumnezeu, acest lucru este evident. Aș putea să spun că în acest volum, să zic, spiritualitatea de bază ar fi spiritualitatea eucharistică. De la un capăt la altul, contextul întâlnirii este acela al adorației. Al întâlnirii dintre un preot în intimitate, care stă în prezența Sfântului Sacrament expus, nu doar îl privește, ci și ascultă, se lasă interpelat. Apoi, evident, sunt și alte trăsături distinctive, doctrina istoșirii, o întâlnim aici în sensul acelui cuvânt al Sfântului Paul: voi trebuie să completați în trupurile voastre ceea ce lipsește pătimirii lui Hristos. Asta nu înseamnă că pătimirea lui Hristos a fost suficientă, dar se pare că Dumnezeu asociază acestui proces de istoșire și sufletele prin suferințele noastre unite cu meritele lui Hristos. Ori în această carte există de multe ori apelul din partea lui Iisus: vino și repară împreună cu mine. Nu, te invit la o viață de reparație. Mi-am notat chiar această invitație. Apoi, doctrina mântuirii: vreau ca toți preoții să-mi dea păcatele lor. Am citat un alt cuvânt din acest text, sau iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, adică eu sunt mereu prezent, dacă voi mă căutați, mă găsiți, și așa mai departe. Într-o însemnare timpurie din acest jurnal, din 2007, Iisus îl îndeamnă pe preot să prezinte Sfânta Liturghie credincioșilor și celor care iau parte la liturghie în adevărată ei dimensiune, care este aceea de jertfă. Și citez: vreau să le vorbesc credincioșilor despre Sfânta Liturghie ca adevărata jertfă. Ei au uitat aceasta. Nimeni nu se mai gândește să le spună că acțiunea euharistiei rănește jertfa mea pe cruce. Cred că suntem cu toții destul de conectați la această realitate tristă, că lumea în care trăim a cam eliminat conceptul acesta de jertfă și de suferință din perspectiva vieții de zi cu zi.
Și vreau să vă întreb dacă credeți că mesajul pe care această carte îl transmite nouă tuturor, nu neapărat preoților, este cumva de ajutor pentru a ne feri de tendința asta de wellness spiritual și de New Age-ul care ne propune tot felul de soluții facile, pseudo-spirituale? Bună seara! Și mulțumesc pentru invitație. Cred că, în primul rând, trebuie să remarcăm, dacă veți avea răbdarea și apoi plăcerea de a citi nu cum se citește o carte și un roman, ci folosind această carte atunci când mergeți la biserică sau în cămara sufletului vă faceți rugăciunea, veți vedea că e o palmă această carte pentru ceea ce se numește astăzi la fiecare colț de stradă, chiar și în biserică, creșteri durabile. Fiindcă biserica lucrează cu Harul lui Dumnezeu și cu Harul lui Dumnezeu trebuie să te pliezi la ceea ce autorul Harurilor îndrăznește să ne ofere, îndrăznește să ne spună. Desigur, textul e un jurnal al lui Iisus cu un suflet care reușește să îi se încredințeze și care acceptă să fie frământat în așa fel încât Dumnezeu să poată să-și împlinească lucrarea. Acest aspect îl găsiți în viața multor sfinți. Și această diferență dintre ceea ce poate slăbiciunea unui suflet și așteptările lui Dumnezeu formulează și în acest caz, în această carte, o frumoasă istorie dintre slăbiciunea firii omenești și atotputernicia lui Dumnezeu. O atotputernicie care poartă în semnele fragilității. Fiindcă e foarte interesant și asta deja deschide pentru tot cititorul, orice om care găsește hrană sufletească și care caută să se regăsească pe sine în fața lui Dumnezeu și în fața semenilor, cartea devine o invitație la asumarea condiției de creștin. Și condiția de creștin nu este numai de a împărtăși un anumit crez, ci de a se lăsa construit prin Harul lui Dumnezeu în atitudinile care corespund acestui crez. Acum, e un lucru formidabil și când am avut acces la carte, știți că viața are multe urcări, multe coborâri și la un moment dat nu e o carte pe care să o deschideți la întâmplare sau să vă distrați căutând numărul unei pagini și după aceea să vă dați de trei ori peste cap pentru a putea asuma înțelegerea acestor lucruri. Dar la un moment dat, la sfârșitul unei zile unde răbdarea mea a fost pusă la încercare, am găsit acest pasaj. Vorbește Hristos. Nu te lăsa pradă sentimentelor de descurajare. Ele te fac să te concentrezi și mai mult asupra ta și a limitelor tale. Mai degrabă privește la mine. Caută fața mea și sprijină-te pe iubirea credincioasă a inimii mele pentru tine. Și veți găsi presărată în tot acest text această realitate a faptului că numai sufletul care se lasă posedat de prezența lui Dumnezeu primește acel dar de a face ca viața celor pe care îi întâlnește să se lasă marcată de acest însemn de comuniune. Asta uităm foarte tare și de asta spuneam că normal, când lumea aude de apariții, de locuțiuni sufletești, cum este și cazul acesta, fie aleargă să vadă oare ce spune de viitor.
Fiindcă e foarte comod să ne lăsăm marcați de profeții cât mai sumbre și de curiozități de acestea, știți, morbide, care ne dau și o anumită satisfacție atunci când nemulțumirile noastre uită să treacă pe la locul unde Dumnezeu ne vindecă. Și acest aspect al vindecării se regăsește. Și vindecarea se petrece în mod foarte elementar acolo unde este izvorul vindecărilor. În fața lui Hristos, aflat în Sfânta Euharistie, pentru care se vorbește foarte puțin și se ascultă foarte mult pentru cine are urechi de auzit. De aceea, acest elogiu al tăcerii și această putere interioară a celui care are răbdare să intre în această tăcere, în acel loc unde Dumnezeu petrece cu noi, aduce și pentru sufletul omului credincios acele certitudini că, într-adevăr, istoria e în mâna lui Dumnezeu și că, din punctul acesta de vedere, fidelitatea față de confidența cu Dumnezeu este un lucru extraordinar. S-a spus aici că unde e garanția unei asigurări pentru aceste locuțiuni. Sunt multe, pot fi și multe ispite, pot fi multe lucruri pe care le stârnește mai degrabă puterea celui rău. Putem vorbi de traducerea acestei cărți pentru că, la un moment dat, aceste texte au fost verificate de un episcop care a avut colaboratori cu capul pe umeri și a citit aceste texte și, într-adevăr, n-a găsit urmă de lucruri care să primejduiască bucuria acestui adevăr la care trebuie să ținem tot. Și din punctul acesta de vedere, când darul lui Dumnezeu e recunoscut de biserică, e încă un mare favor pe care, iată, îl putem împărtăși și astăzi, indiferent dacă timpurile sunt sau nu aparent favorabile trăirilor creștine. M-a frapat un text, o însemnare din acest jurnal legată de jertfă. Pentru a celebra jertfa lui Hristos, preotul este chemat să fie el însuși jertfă. Și textul despre care spun că m-a frapat este acesta. A urca la altar ca să ofere acolo sfânta jertfă înseamnă deja a te oferi străpungerii cuielor și suliței și coroanei de spini. Și m-a frapat gândul acesta pentru că m-am dus instant cu mintea la ceva similar care spune fericitul Vladimir Ghica. O, preotul meu, cum vei cuteza să mă jertfești cu adevărat și în întregime dacă tu însuți nu te-ai jertfit mai înainte cu adevărat și în întregime? Ce înseamnă oare a te jertfi și oare ce perspectivă ne oferă cartea aceasta asupra ideii de jertfă, preasfințite? Trebuie să fac o precizare și aici se vede până la urmă creșterea aceasta pe care Dumnezeu o oferă unei comunități în timp. Această sensibilitate teologică de a nu despărți niciodată de Sfânta Liturghie aspectul reînnoirii jertfei de pe calvar e un privilegiu pe care l-a dezvoltat foarte mult teologia de factură occidentală. Apoi, istoria Occidentului creștin a fost determinată de această realitate a prezenței crucii în spiritualitatea practică și cotidiană a fiecărui credincios. Și textul face parte din această strălucită tradiție. Spuneam că pentru o comunitate cum e, de exemplu, comunitatea aceasta a Bisericii Greco-Catolice, care rămâne ancorată într-un cadru general al sensibilității răsăritene, această apropiere față de realitatea jertfei aduce exact acel devotament
care, iată, a permis în momentul cernerii foarte mari care s-a petrecut în urmă cu 60-70 de ani să poată să trăiască o invitație a lui Hristos de a semăna cu el din postura celui care se jertfește. Și în experiența Bisericii de Rit Latin, lucrul ăsta părea evident. Dar, pe de altă parte, vedeți, a acționa, cum se spune, a celebra în persoana lui Hristos, pe care preotul în mod normal îl reprezintă în adunare, nu pentru a le interzice credincioșilor de a avea acces direct la Dumnezeu. Adunările de rugăciune sunt o emblemă a Bisericii și preotul în adunare e simbolul prezenței lui Hristos. În momentul în care preotul face din propria lui mărturie o căutare acestei jertfe a lui Hristos în propria sa viață, în propriile sale simțiri, când petrece acest timp al intimității rugăciunii sale personale, nu? Cartea, experiența pe care Iisus o lasă acestui suflet, ne dă certitudinea că un suflet care se lasă inspirat de ceea ce reprezintă viața lui Hristos, viața lui Hristos de la naștere și până la înviere, la înălțare, apoi cu toate celelalte pasaje ale vieții bisericii, primește garanția acelui lucru pe care Dumnezeu îl conduce cu desăvârșire. De ce spuneam mai devreme că e o palmă pentru fleacurile cu care, din păcate, biserica de multe ori își pierde energiile? Nu există creșteri durabile în biserică. Nu poți programa, așa cum programează societățile acestea profane, creșterile unor societăți. Dar acolo unde există un suflet ancorat în jertfa lui Dumnezeu, care se lasă condus integral și totodată ține legătura de credință în comuniune, în comunitate, nu? Iată, se întâmplă lucruri, spune aici un pasaj, zice, îmi permit să vă citesc, fiindcă ține de jertfa lui Hristos. Deci întotdeauna când cauți ceva, nu găsești. Zice Hristos, adorația este schimbul de iubire. Iar schimbul de iubire este izvorul la toată rodnicia. Ce e iubirea dacă ea nu cunoaște sacrificiul? Cu siguranță că cultura în care ne aflăm și inclusiv realitățile acestea ale lumii psihologice nu pot să admită acest adevăr. Dar viața e făcută din sacrificiu. Dragostea mărturisește de multe ori sacrificiul. Viața unei familii e făcută din sacrificii. Sunt sacrificii care n-au nimic de a face cu lucrurile acelea maladive unde fiecare își caută dureri închipuite. Dar pentru a putea continua, pentru a-ți putea arăta, pentru disponibilitatea pe care o ai, nu? E o realitate a... Și asta încearcă să spună că jertfa aceasta care preotul o trăiește din dorința de a asemăna cu Hristos, îi dă și îi conferă acea bucurie de a transmite mai departe harul, de a face în așa fel încât cuvântul său să devină una cu cuvântul lui Hristos. N-are nimic de a face toată această realitate a teologiei cu separația de popor sau baliverne de acestea, de clericalism. Nu sunt. E vorba de a asuma misiunea tocmai pentru că ești un suport pentru celălalt, indiferent că ești preot sau ești în postura de laic, ești un suport de comuniune pentru celălalt. Nu o să vă vină să credeți, în carte, apropo de jertfă, de sacrificiu, există pagini minunate despre ceea ce fac Sfinții fără știrea noastră. În existența aceasta presărată de încercări,
de mângâieri, de bucurii, de întristări. Întristările, iată, își găsesc rostul pentru a ne putea ancora și mai mult, nu numai în jertfa lui Hristos, deci nu numai în ceea ce ne face asemănător lui Hristos, dar ne dă acel gust al providenței pe care Hristos îl arată, mai ales acolo unde pătimirea lui exprimă dragostea pe care sacrificiul o reprezintă. Spuneam la început că sunt foarte numeroase accentele liturgice și biblice în această carte și vreau să-l invit pe Preasfințitul să ne vorbească puțin despre felul în care această revelație particulară interacționează cu adevărul Scripturii. E foarte marcant că acest suflet care rămâne la dispoziția lui Hristos și care, iată, ne transpune la glasul lui Dumnezeu în sufletul lui, primește ca ocrotitor, ca patron special pe Sfântul Ioan Evanghelistul. În carte veți găsi multe referințe la Evanghelia după Sfântul Ioan și totdeauna când vorbesc despre lucrul ăsta mi-aduc aminte de superficialitatea cu care unii preoți care le știau pe toate, în special după 90, pentru Biserica Greco-Catolică, nu era simplu să te reintroduci în circuitul public și să recunoști că totuși cunoști foarte puține lucruri, nu numai din punct de vedere exterior. Apropo de Evanghelia după Ioan, nu? Sunt multe lucruri care lipsesc față de ceilalți evangheliști, nu? De exemplu, Sfântul Ioan nu vorbește despre instituirea Sfintei Euharistii, dar are un cuvânt extraordinar de profund unde vorbește de pâinea vieții și de faptul că cine nu mănâncă trupul și nu bea sângele lui Hristos, nu va putea să intre în împărăție. Dar, vedeți, astea sunt lucrurile pe care acest text ni-l oferă înaintea sufletului și asta e până la urmă, fără să facem caz de sensibilitățile occidentale sau răsăritene, e practic matricea de bază a ceea ce înseamnă cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și întotdeauna, așa cum ne învață bunii credincioși care practică anumite devoțiuni, această devoțiune, care deja nu mai e devoțiune, ci e trăire esențială a vieții, legătura euharistică, a liturghiei, a prezenței euharistice în biserică, a bucuriei de a împărtăși această realitate, nu vine altceva decât să împlinească împărtășirea de la masa cuvântului. Și masa cuvântului ne descoperă cu adevărat această intimitate pe care Hristos o oferă sufletului generos care se lasă inspirată de El. Asta e foarte, foarte important și de asta, vedeți, e o lucrare de discernământ foarte important să vezi și pentru părinte sufletesc sau pentru directorul spiritual care are grijă de un astfel de suflet, lucrarea este foarte, foarte delicată. La un moment dat, în viața Sfintei Tereza de Avila, apar mai mulți confesori, mai mulți părinți spirituali. La un moment dat, unul dintre ei a fost găsit de un coleg de mănăstire într-o cameră unde erau munți de cărți și zice, uite ce trebuie să studiez ca să pot urmări calea ei. Deci, vedeți, această fidelitate față de discernământul spiritelor. În carte, Hristos zice, atenție, iubirea nu e un sentiment. E un act al voinței, o mișcare a inimii, o privire de speranță îndreptată spre Tatăl, căci unde este iubirea, acolo este și încredere și unde este încredere, victoria iubirii asigurată. Deci, iată cum se unifică în viața omului care caută voința lui Dumnezeu aceste izvoare ale legăturii cu Domnul. Scriptura, cuvântul, taina și atitudinea pe care aceste două realități trebuie să le
provoace să le pună ca o prezență tangibilă în viața fiecăruia dintre noi. Sunt două noțiuni care exprimă relația și care revin cu o foarte mare recurență în această carte. Una este prietenia, cealaltă este adorația. Și pare, din întregul text, din felul în care curge textul, că acestea două se alimentează reciproc, se hrănesc una pe cealaltă. Într-o însemnare din data de 28 ianuarie 2012, Iisus spune: îmi arăt fața mea celor care mă caută și le dau inima mea celor care tânjesc după prietenia mea. Nu este nimic ce nu voi face ca să mă fac apropiat sufletelor care caută prezența mea și tânjesc după prietenia mea. Mi-e imposibil să nu găsesc o conexiune cu Sfântul Ignațiu de Loyola și cu exercițiile lui. El cu 5 secole în urmă vorbește cu îndrăzneală despre felul în care ne putem face prieteni cu Iisus și felul în care putem vorbi cu El, așa cum un prieten vorbește altui prieten. Și vreau să ne întreb pe Părintele Marius Taloș, oare rămâne o îndrăzneală ideea aceasta de a-L percepe pe Iisus ca prieten? Lăudat să fie Iisus și bună seara! Dacă îmi permiteți o insinuare în legătură cu cartea Insinuiezu, această carte nu este ignațiană și nu este scrisă de un prieten declarat al iezuiților sau al Sfântului Ignațiu. Este bine să recunoaștem asta de la început și nu pentru aceasta am ales să comentez cartea și în ciuda acestei neprietenii este ceva mult mai profund care m-a determinat să mă îndrăgostesc de ea. Este prietenia lui Iisus mărturisită prin 3 transmisiuni de inimă. Un lucru care se găsește întâi de toate la Sfântul Ioan Eudes, dar și la Sfântul lui Maria Grignion de Montfort, deci spiritualitatea franceză din secolul al XVII-lea, secolul de aur, aceștia vorbesc întâi de toate despre un insinu patris. Ne amintește Sfântul Ioan Teologul, în prologul său, pe Dumnezeu, Tatăl, nimeni nu l-a văzut. Fiul lui Dumnezeu, care este în sânul Tatălui, ni l-a făcut cunoscut. Este cutremurător acest adevăr afirmat la sfârșitul prologului Sfântului Ioan, când Fiul lui Dumnezeu continuă să rămână în sânul Tatălui. În primul rând, dacă Iisus are ceva să ne transmită, sunt bătăile inimii Tatălui. El este cel dintâi care ne spune: am o veste bună pentru voi, Dumnezeu are o inimă. Apoi avem insinu matris sau insinu Marie, în sânul Mariei. Suntem exact în sânul acestui timp liturgic al Adventului, când medităm că pruncul Iisus ascultă bătăile mamei sale. Pentru ca în cele din urmă să ajungem prin ucenicul prea iubit la pieptul lui Iisus și să-i ascultăm cuvintele dincolo de cuvinte, mesajul inimii sale. Aceasta este, dacă vreți, expresia cea mai puternică a prieteniei, care are rădăcini nu psihologice, nu ieftin relaționale, ci întâi de toate teologice. Însă cartea pe care o avem înaintea ochilor și înaintea inimii noastre ne surprinde printr-un detaliu,
care mi-a reținut atenția, și anume reciprocitatea iubirii. Sigur, există mulți autori, mulți sfinți în istoria bisericii care vorbesc despre prietenia lui Iisus, și Sfântul Ignațiu, pe care l-ai amintit în colocviile exercițiilor spirituale, insistă să ne rugăm așa cum un prieten se destăinuie altui prieten. Dar aici avem un pasaj care vorbește tocmai despre reciprocitatea acestei prietenii. Că preotul are nevoie de prietenia lui Iisus este evident. Însă, la pagina 385 ni se spune ceva descumpănitor. Cunoaște că eu te aștept. Există o mângâiere pe care numai tu mi-o poți da. Prietenia ta este ceea ce dorește inima mea. Și această prietenia ta nu poate fi înlocuită de nimeni altcineva. Dacă Iisus îți spune, vrei să fii prietenul meu, imaginați-vă că ar avea Iisus o pagină de Facebook și va face o cerere de prietenie. Oare cum ați reacționa? Eu nu am pagină de Facebook, dar am dat like acestei provocări. Este copleșitor îndrăzneala pe care o formulează acest autor anonim. Și aș spune că în Sfânta Liturghie există un loc, un singur loc unde se conjugă îndrăzneala și intimitatea. Îndemnați de porunca Mântuitorului, îndrăznim a spune, sau cum se spune în dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Cel Ceresc, Tată, și a spune. Prietenia este cea mai mare îndrăzneală și care vine în întâmpinarea singurătății pandemice cu care ne confruntăm în timpurile noastre. Autorul se adresează în primul rând singurătății preoților și mai ales a preoților celibi. Dar să recunoaștem că singurătatea este cel din tâi prag de care ne lovim poate chiar înaintea sărbătorilor. Spunea Henri Nouwen că primul prag în viața spirituală este trecerea de la singurătate la solitudine, la acea intimitate cu Hristos în care te simți în legătură cu toți ceilalți. Și dacă nu găsim această intimitate a prietenului care ne caută, o vom căuta în distrageri. Cartea aceasta înfierează în repetate rânduri distragerile în care se aruncă întâi de toate preoții, dar atâția alți creștini, pentru că nu cunosc prietenia singura care poate astâmpăra tânjirea inimii. Aș dori să închei cu o întâlnire surprinzătoare pe care o putem opera între această carte care exprimă prietenia dumnezeiască și Micul Prinț. Vă amintiți în această carte a copilăriei că la un moment dat Micul Prinț întâlnește la o răspântie de drumuri vulpea și îl întreabă Micul Prinț, vulpea îl întreabă pe Micul Prinț, ce faci? Zice, aștept. Ah, ce curios, și eu aștept. Și Micul Prinț întreabă vulpea, și tu ce aștepți? Un pui, o găină. Da? Dar tu pe cine aștepți? Eu, un prieten. Ce mare diferență să așteptăm adventul în lumina acestei cărți ca pe un prieten și nu ca pe un pui de jumulit după poftele noastre. Am vorbit până acum de gânduri frumoase și cutremurătoare din această carte. Vreau să mai amintesc un gând care este mai mult din categoria cutremurător și cred că trebuie să ne pună pe mulți pe gânduri.
Teologia este folositoare doar în măsura în care conduce la comuniunea cu mine, spune Iisus, în rugăciunea umilă și în adorație. Teologia este în slujba iubirii. Mi se pare că uneori avem și inflație de teologi și mai puțin iubitori și mai mulți teologi. Și mă adresez tot Părintele Marius cu întrebarea cum să ieșim din această dilemă. Un proaspăt doctor în teologie, nu-i dau numele, merge acasă și îi spune mamei sale: dragă mamă, bucură-te, am primit titlul de doctor în teologie. La care mama îi spune: felicitări, dragule, dar spune-mi, ce boală e asta? Autorul se ridică împotriva teologilor și a doctorilor de manual care ignoră lucrurile esențiale care se adresează inimii și care refuză poate cel mai important adevăr al creștinătății, adevărul întrupării. Și tocmai de aceea autorul insistă ca unic și cel mai puternic remediu exercițiul spiritual al adorației. Adorația, constată acest autor, însoțește orice reviriment spiritual din istoria recentă a Bisericii. Dă exemplu pe Sfântul Părinte Papă Emerit Benedict al XVI-lea și ce se întâmplă după întâlnirea mondială a tinerilor care are loc la Bonn, la Köln în 2005, după care orice noutate, orice mișcare nouă în biserică care își trăiește cu adevărat vocația este concentrată asupra adorației euharistice. Și ce este această adorație euharistică decât ascultarea inimii străpunse a lui Iisus și a Mariei? De aceea îndrăznesc să spun că această carte este o carte stetoscop, de apropiat la inimă. Pe mine întotdeauna m-a frapat expresia stetoscop. Sunt aici mai mulți medici, încep deja să mă simt ca un pacient în fața lor. Stetoscopul este de ascultat inima, nu? Dar stetos înseamnă piept în limba greacă și scopos înseamnă privire. Înseamnă că în timp ce privești, asculți. Și acest lucru deja denotă în actul medical ce ar trebui să fie contemplația în adorație. Privind Preasfântul Sacrament, ascultăm ce ne spune cuvântul întrupat. Nu există privire fără să deschidem urechea. Și aș spune în sensul acesta că această carte este un stetoscop pentru că ne revelează nouă, întâi de toate preoților, pentru că această carte se adresează în primul rând lor, dar și tuturor creștinilor, ce lipsește din noi ca să fim întregi, ca să fim aproape de Iisus. Și am insistat mult asupra adorației euharistice, asupra Sfintei Împărtășanii, însă de câte ori nu se repetă în această carte importanța apropierii de Sfânta Taină a Spovezii. Vorbim despre o carte stetoscop care ne revelează nouă și celor din jurul nostru toate aritmiile propriilor noastre inimi, toate cardiopatologiile noastre spirituale și omenești cu care ne confruntăm. De aceea rugăciunea este asemenea analizei sângelui cu care începem aproape orice incursiune medicală. În rugăciune sau în absența ei se revelează toate patologiile noastre spirituale.
să avem curajul să apropiem această carte de inimile noastre și ne va spune multe lucruri, poate dintre cele pe care nu avem curajul să le spunem nici doctorului și nici preotului. Mă mărturisesc că eu personal încerc din fiecare carte pe care o citesc să rămân cu ceva care să duc mai departe în viața mea. Și din cartea asta, lucrul cu care am ales să rămân și lucrul care m-a pus pe gânduri cel mai mult din toată lectura, am citit-o de vreo 3 ori, pentru că am și corectat-o la un moment dat, este acesta. Și cred că este un gând care cumva se adresează chiar și celor care nu vor să-l perceapă ca atare și să-l ia în considerare. Mai mult bine poate fi făcut într-o singură oră de adorație decât într-o 100 de zile de neîntreruptă predicare și eforturi apostolice.